Seceta instalată de ceva timp în sudul județului Dâmbovița creează foarte mari probleme. Singurul pârâu care străbate islazul din comuna Ulm este secat, iar animalele nu mai au unde să fie adăpate. În asemenea condiții, crescătorii de animale sunt nevoiți să aducă tone de apă din sat, de la o distanță mare față de locul unde sunt instalate stânele. Și producția de lapte are de suferit din cauza secetei, iarba de pe islaz s-a uscat, iar animalele aproape că nu mai au ce să mănânce. Am înțeles că n-aveți apă la animale. Cum vă descurcați? Apă n-am avut de când la Menteaș toată vara. A fost sec, la ducem de acasă, la 7-8 km, cu cisterne, cu bidoane. Cu apa e problemă mare. Nici iarbă nu mai e, dar am spus, apa e pericol. A scăzut și la lapte. Se cunoaște, apa e... Și trebuie să cărăm de acasă. Bidoane, căruțele, cu mașini care are, tractorul, le aduce cu cisterna. Că sunt și multe vaci. În jur de 50 de vaci. Au rămas câteva bălți după ce a secat în primăvară, dar la 50 de vaci a intrat 2-3, l-a făcut nomul. N-am mai putut să mai bea nici oaie, nici capră, nici vacă, dacă nu mai putea, era numai nomul. Și a trebuit să ne mobilizăm, să aducem fiecare de acasă, habe, geaburi și apă, continuu. Fără apă, e greu. E secetă mare aici în zonă? În zona asta e secetă mare, n-avea impicătură. Iarba s-a uscat mai și iunie, tot timpul ținea. Păi iunie începea așa, acum deja în luna iunie e pârjol, izlazul e maru. Capra se mai desfurgă cu mărăcire, cu înciurire, cu de-a vaca, stă în soare și bea apă. N-are niciun Dumnezeu. La vaci e foarte greu. Era un canal de irigație aici în zonă, e secat. Canalul e secat. Sunt multe versiuni, că lucrează la Pucioasa, la... Îl curăță, știu ce face, alții că n-au plătit ăștia cu elfoave de apă, lumea, dar n-avem niciun... Alte surse de apă aici în zonă nu există. Alte surse n-avem de unde, că nu se poate. Nu e de unde aici, nici. Decât în sat, la 7-8 km, cărăm de acolo, la Cizmere, dar nu e lacrimă. A fost puțin, dar a dus. Foarte greu ne descurcăm, că nu prea mai e apă, aducem apă de acasă. Aveți animale multe aici? Da. O grămadă de animale și nu mai curge apa, n-a dat drumul la apă, n-au. E foarte greu. Mâncare e, dar nu e apă. E secetă mare. Da, e secetă mare, e. Producția de lapte cum mai? Tot așa cum o știți. Tot așa. Deci în momentul de față mult și seara puțin sau invers, dimineața mai puțin și seara mai mult. Depinde de vacă, de cum mănâncă, cum bea apă. Dar nu e apă. Acum așteptăm, dar poate dă drumul la apă. Cărăm de acasă cu bazinul, cu căruța, cu calul. Până o da, până vedem. E secetă mare, n-a mai plouat de mult. E secetă mare, n-a mai plouat de mult și mâncare nu mai... Pășunea s-a uscat, s-a dus. Județul Argeș a fost declarat liber de pesta porcină africană. Acest fapt se datorează bunei gestionări a cazurilor din teren. Pentru acest lucru, conducerea DSVSA Argeș a primit aprecieri în urma auditului efectuat de către comisarii europeni în județul Argeș privind gestionarea acestei maladii. În perioada 29 mai, 7 iunie 2024 s-a desfășurat la nivel național un audit efectuat de către comisari europeni privind gestionarea și eradicarea pestei porcine africane. În cadrul acestei acțiuni de audit au fost verificate unități de procesare, abatoare, ferme de porci și fonduri de vânătoare din 6 județe, printre care și Argeș. Astfel, comisarii europeni au poposit în fiecare județ și au verificat măsurile privind gestionarea pestei porcine africane la un abator, la o fermă de porci, dar și la un fond cinegetic. La final, comisarii europeni au apreciat respectarea legislației, dar și procedurile interne de la nivelul obiectivelor auditate. Aceștia au fost plăcut surprinși de profesionalismul, seriozitatea și implicarea echipei de DSVSA Argeș, o echipă tânără și plină de dinamism. Așadar, în urma auditului efectuat în Argeș de către comisarii europeni,
Primele concluzii au fost cât se poate de pozitive, ba mai mult. Au arătat că Argeșul este cu mult peste alte state și asta pentru că a respectat legislația. În contextul în care la nivel european se solicită o debirocratizare eficientă, comisarii europeni au apreciat că procedurile interne au fost foarte eficiente în ceea ce privește supravegherea pestei porcine africane. Aceștia au avut și recomandări privind identificarea animalelor și gestionarea bazei naționale de date, aspecte pe care conducerea DSVSA Argeș le are în vedere, așa cum a făcut-o și până acum, ceea ce a condus la eliminarea focarelor, astfel că în momentul de față întregul județ este liber de pestă porcină africană. Produsele Lely sunt acum folosite și în fermele din sudul țării. Proprietarii fermelor zootehnice caută din ce în ce mai des soluții la nivel național pentru a face față atât lipsei forței de muncă, dar și pentru a respecta măsurile de bunăstare a animalelor. În acest sens, produsele Lely sunt adaptate nevoilor animalelor din fermă, precum sistemul automatizat de furajare sau roboții de mulți. Măsurile pentru bunăstarea animalelor, dar și lipsa forței de muncă a determinat fermierii la nivel național să caute soluții. În acest sens, proprietarii fermelor zootehnice care dețin vaci de lapte au constatat că oferind o libertate de mișcare a animalului și condiții de nutriție optime, au ajuns la cele mai bune rezultate. Produsele Lely țin cont de bunăstarea animalelor, iar vacile se pot hrăni, adăpa, odihni și pot fi mulse în orice moment al zilei. Robotul Lely Astronaut s-a bucurat de succes și a obținut performanțe în fermele din România. Cu brațul unic al robotului Lely Astronaut, durabilitatea și ușurința în utilizare sunt întotdeauna esențiale pentru o performanță ridicată. Procedura de pregătire și spălare pentru mulți, libertatea totală a vacii în boxă, precum și tehnica de mulți cu tehnologie de vârf, toate sunt incluse în cea mai avansată tehnologie de mulți disponibilă în prezent pe piață. O caracteristică revoluționară a robotului Lely Astronaut o constituie designul cu trecere al boxei de mulți numit L-Flow. Așa cum demonstrează practica și cercetarea, vacile nu sunt cu adevărat capabile să realizeze viraje strânse. Permițând vacii să intre și să iasă din boxă în linie dreaptă, se elimină orice disconfort inutil. Designul practic pentru vaci le permite acestora să interacționeze continuu cu restul cirezii, eliminându-se astfel stresul inutil. Fermierii care au utilizat un robot de muls Lely Astronaut cu conceptul L-Flow timp de peste un an raportează o creștere peste așteptări a producției de lapte. În partea de sud a țării am instalat în acest an un robot de muls în zona Slatina, la Câmpoaia, urmând să venim și în ajutorul fermelor mari cu mai mulți roboți, cu 10-15 roboți într-o fermă, unde putem să ajutăm fermierii creându-le un flux tehnologic foarte bun în ferma respectivă. În portofoliul Lely se află și tehnologii performante pentru hrănirea animalelor. Sistemul automatizat de furajare Lely Vector permite hrănirea flexibilă și precisă a vacilor cu hrană proaspătă și corect porționată 24/7, cu minimum de efort. Cu sistemul Lely Vector, fermierul trebuie doar să acorde atenție hrănirii vacilor o dată la 3 zile. Aceasta este soluția perfectă pentru fiecare fermă, deoarece oferă flexibilitate totală în ceea ce privește modul de hrănire. Principalele avantaje sunt schimbările rapide și ușoare ale tipului de hrană, modificarea rapidă a rațiilor, hrănirea cu o mai mare precizie, hrănirea bazată pe necesitățile animalelor, dar și împingerea hranei 24/7. Sănătatea livezilor este un element foarte important pentru a avea un randament maxim. Pentru aceasta, pomicultorii aplică periodic tratamente bazate pe substanțe chimice. Ce facem însă cu dăunătorii care distrug nu doar fructele, dar uneori atacă și pomul în întregime? O metodă ieftină și eficientă o aflăm din materialul următor. Pentru o bună productivitate și fructe cât mai sănătoase, controlul dăunătorilor în plantații îl putem realiza și prin metode pe cât de ieftine, pe atât de simple și eficiente. În același scop, nu sunt de neglijat nici lucrările agrotehnice de întreținere a solului, precum arăturile în profunzime sau cele de tăieri în coroane, urmate de strângerea și distrugerea crengilor atacate, atunci când este cazul. Vă prezentăm o metodă naturală de combătut dăunătorii în pur și simplu un cutii de bere sau de să luați orice recipient pe care faceți o gaură în lateral, astfel încât să nu se umple pe deasupra.
punem bere, bere care se găsește la magazin, umplem cam 200 de grame, iar berea, prin conținutul de malți, hamei, ce au substanțe care atrag dăunătorii, atrag foarte mulți păienjeni, foarte multe omii de fluturi, pur și simplu mirosul de bere îi atrage în interiorul cutiei, se îmbată, se neacă, nu știu exact ce se întâmplă, astfel încât mor. Sunt combătuți. Este o metodă foarte ieftină și ecologică de combătut dăunători în livadă. O folosim atât în plantațiile de peri, cât și la prunci, și la cireși, și la meri. Syngenta vine cu noutăți pentru fermieri. Compania aduce în piața agricolă din România produse inovatoare. Interascan este un serviciu de cartografiere a solului de cea mai înaltă rezoluție. Firma prezintă de asemenea și Vixeran, un biostimulator bazat pe o tehnologie revoluționară. Un serviciu nou pe care Syngenta România îl va lansa pe finalul anului, suntem aproape pregătiți să-l aducem pentru fermieri, este vorba de Interascan. Interascan este și va fi un serviciu de cartare a solului de înaltă precizie. Este un serviciu care are la bază un program, un soft și un scanner. Scannerul funcționează pe baza detecției de radiații gamma, adică detectează emisiile de radiații din sol. Sunt 4 izotope care acest aparat pe care îl vedeți aici le detectează, iar pe baza cartărilor și a determinărilor, a analizelor chimice de laborator, fizico-chimice de laborator, fermierul va putea să aibă acces la o analiză completă, ca o analiză medicală completă a solului. Vixeran este noutatea din acest an și este prezentat astăzi în exclusivitate în România. Este un produs natural pe bază de bacterii, pe bază de Azotobacter salinestris, o bacterie care colonizează planta și prin acțiunea ei pune la dispoziție plantei azotul din atmosferă, fixându-l direct în aceasta. Are 3 moduri de acțiune. Are acțiune la nivel foliar, are acțiune la nivelul rădăcinilor și are acțiune la nivelul rizosferii. Deci putem spune că este un produs care favorizează absorbția azotului atmosferic și îl fixează și îl pune la disponibilitate direct plantei și de asemenea îmbunătățește foarte mult prin biofilmul creat la nivelul rizosferii, îmbunătățește și structura solului. La ziua grâului Bărăgan 2024, Syngenta a oferit tehnologie completă. Deci am pe toate loturile am oferit această tehnologie completă și am adaptat-o condițiilor locale. Noi avem produsul Boxer pe care l-am aplicat în preemergență 3 litri la hectar. Excelent pentru că combate anumite burieni din toamnă mai bine, chiar și mai ieftin. Dar adevăr, avem și un erbicid aplicat în primăvară, Axial One, cu 2 substanțe active, extraordinar pentru că are și o selectivitate și o acțiune foarte bună asupra monocotilele donatelor și dicotilele donatelor. La fungicide am dat Amistar Prime Pack. Este un pachet comercial care are Amistarul. Amistar are Azoxystrobin, substanță activă. La tratamentul 2, Elatusera, substanță activă unică pe piață din categoria aceasta de cu mod de acțiune SDH și fungicide de aproape cea mai nouă generație. 2 substanțe active, noi spunem, protejează împotriva bolilor până la spic, chiar și după aceea, până la 60 de zile mod de acțiune, până la în funcție de condițiile de mediu. Printre ele am aplicat și un insecticid pentru că sunt probleme la cereale și în toamnă și în primăvară, musca cereală la feederul, chiar și trips la cereale. Karate Zeon este un piretroid, dar este un piretroid excepțional pentru că are acea formulare sub formă de zeon. Ține mai mult. De obicei, piretroizii sub acțiunea razelor solare se descompun sau nu acționează sau țin mai puțin. Ei, produsul Karate Zeon ține mai mult datorită acestei formulări. Ferma cu grădiniță și cu școală proprii. Cum ar fi ca micuții crescuți la oraș să aibă posibilitatea ca să folosească mai puțin internetul, să învețe și să petreacă timpul în aer liber, în grădina de legume ori printre păsări și animale de curte? Vi se pare o idee grozavă, nu-i așa? Ei bine, în minutele următoare urmează o realitate mai puțin obișnuită pentru zilele noastre, realitate descoperită de colega mea Elena Picu, în comuna Albota, din județul Argeș.
Așa cum am promis, am revenit la ferma Alinei, a lui Gabi și a lui Iacob Matei. Este un concept nou folosit, mai ales în educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor, care pe lângă hrana sănătoasă, aici au parte și de educația outdoor. O reală provocare, atât pentru părinți cât și pentru copii. Iar partea și mai bună este că lucrurile sunt într-o dinamică permanentă. Școala de vară, o să facem și o grădiniță privată cu program prelungit, adică de la 8 la 6 după amiaza, să-și lase copiii, părinții copiii aici, cu cea mai mare încredere, unde aici o să învețe engleză, germană, călărie, outdoor education, educație în aer liber, tot ce înseamnă natură. De pomicultură, pomicultură, agricultură și așa mai departe, avem tematică de toate felurile, avem combine, tractoare, tot ce trebuie pentru treaba asta. Și în afară de grădință asta cu program prelungit, o să facem bani școală de vară, avem tabere, tabere de o zi, tabere de weekend, tabere de o săptămână, deja funcționăm, avem 40 de locuri de cazare. Copiii se simt extraordinar aici. Revin? Nu vor să mai plece, ce să pleacă cu lacrimi pe obraj de la noi, dar asta ne face cel mai fericit, că pentru asta am muncit. Pentru asta muncim să vedem satisfacția lor și vă dați seama că și satisfacția noastră e pe măsură. Și probabil că vă rămân prieteni. Tot timpul. Facem și un grup, avem un grup pe WhatsApp, tot și care pe pragul colaborăm în permanență pe WhatsApp sau pe Facebook, cei mai apropiați. Avem copii care de când am dat drumul de 2-3 ani, când am dat drumul, vin weekend de weekend aici. Aceiași copii s-au prietenit, acum elaborează într-un anumit fel, să înțeleg într-un anumit fel, doar din privit. Vă dați seama că se cunosc extraordinar, s-a legat și între ei prietenii, nu doar între noi și ei. De-aia face totul ca să fie foarte special aici. Și majoritatea copiilor vin pentru Iacob, e un exemplu pentru copiii, dar astăzi el, chiar și el însuși e tot un copil, că el nu are nici 15 ani. Am plinit 15 ani și văzându-l că face sport de performanță, că se implică, călărește perfect, se ocupă de animale și așa mai departe, se percepe la tot, merge cu tractorul, combine cu orice, adică așa a fost educat. Și acum a devenit un exemplu, care foarte mulți erau reticenți înainte de treaba asta, că nu vrea să-și crească copii la țară, știți că un foc mulți de muncă, că e muncă, e grea, nu. Dar, vedeți dumneavoastră, cum m-a mai întrebat cineva, e foarte multă muncă, nu puțină, nu nici măcar medie, e foarte muncă, animale noi, niciodată liber. Sâmbătă, duminică, n-ai pași, n-ai revelion, dar și satisfacțiile sunt pe măsură și acum înapoi, oricum nu mai putem să mai dăm, e imposibil, vă dați seama. Să sperăm că o să ducem la bun sfârșit asta și să afacerea asta și să ocupe ea, să rămână lung la nepoți și mai departe. Titan Machinery este importator și distribuitor autorizat al tractoarelor Steyr în România. Începând cu luna mai 2024, Titan Machinery România a început să comercializeze și să întrețină întreaga gamă de tractoare Steyr, cu magazine de piese de schimb dedicate, în parteneriat cu dealerul consacrat Steyr, respectiv Mecanica Ceahlău. În plus, clienții Steyr vor putea beneficia și de rețeaua existentă Titan Machinery cu 14 reprezentanțe active în marile orașe din toată țara. Titan Machinery va oferi întreg portofoliul Steyr, de la noul tractor utilitar Steyr Plus până la cele mai cerute tractoare din piață cu transmisie variabilă continuă, tehnologie concepută pentru a oferi performanță maximă și ușurință în operare. Această nouă alăturare de forțe de pe piața din România dintre Titan Machinery și Mecanica Ceahlău va conduce brandul Steyr într-o nouă perspectivă de succes pe piața românească. O cultură de rapiță de succes se pregătește după o tehnologie adaptată condițiilor pedoclimatice. Acesta este sfatul specialiștilor de la Sumi Agro, o companie japoneză de renume care activează în piața inputurilor. Testate pe platforme agricole experimentale, produsele Sumi Agro aduc un plus de siguranță culturii de rapiță, iar rezultatele sunt pe măsura așteptărilor fermierilor. În țara noastră, rapița aduce profituri considerabile, motiv care a dus la cultivarea rapiței pe suprafețe mari.
Cultura de rapiță este o cultură importantă pentru compania Summit Agro și nu cred că doar pentru noi, ci și pentru fermierii din România. De ce? Pentru că este cultura cu cea mai lungă perioadă de vegetație, este cultura care necesită o atenție sporită în ceea ce privește protecția ei. Ca urmare, Summit Agro vine în fața fermierilor, în fața partenerilor noștri de la distribuție, Agrotex, Agroin și Promat, cu un portofoliu important și foarte bun în controlul dăunătorilor. Da? Și dacă ne gândim la cultura de rapiță, vorbim de un număr de 4 tratamente pe sezon, unul în toamnă pentru Atalia, după care aproximativ 3 tratamente în primăvară, unul pentru Ceoturincus și 2 pentru Meligietes. Și aici Summit Agro vine cu cel mai utilizat insecticid din România, insecticidul Mospilan SG, care are cea mai stabilă formulare din România și cea mai bună eficacitate din punct de vedere a controlului dăunătorilor. Și, bineînțeles, pentru că nu se aplică doar insecticide sistemice, ci vorbim și de insecticide de contact, Summit Agro are și în portofoliu ei și insecticidul Wizard, Esfen Valerad, un produs care vine să completeze eficacitatea produsului Mospilan. Pe lângă insecticidele și controlul dăunătorilor din cultura de rapiță, care este extrem de important, Summit Agro îi ajută pe fermier să beneficieze și de produse care să ajute cultura de rapiță să reziste mult mai bine atunci când vorbim de provocările pe care ea le are pe parcursul unui sezon din cauza condițiilor climatice. Și aici Summit Agro vine cu un portofoliu foarte bun în ceea ce privește îngrășăminte foliare și ne referim la Sulfomax, biostimulator și Jetli și Caiși, care ajută planta de cultură să reziste mai bine atunci când sunt probleme pe parcursul sezonului. Vorbim de o agricultură cât mai curată. Aceste produse sunt prietenoase cu mediul? Da, mai ales dacă ne gândim la biostimulatori, Sigetli și Caiși sunt produse bio care pot fi utilizate și în agricultura biologică și bineînțeles că este important să ne uităm la produse care să fie cât mai sigure. În același timp este extrem de important să ne concentrăm și pe un control profesionist și de cea mai înaltă calitate atunci când ne gândim la culturile pe care noi le semănăm și le administrăm. Aici se încheie jurnalul Agro TV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit în continuare și pe platforma noastră media Agro TV, unde găsiți toate noutățile din sectorul agricol și rămânem împreună pentru că toți suntem egali. Până când începem să muncim. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte, în cea mai mare parte a Munteniei, zona continentală a Dobrogei și în sudul Moldovei, pe locuri noaptea va fi tropicală, cerul variabil și doar izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului. În celelalte regiuni vor mai fi temporar înorări, perii restrânse averse și posibil cantități mai însemnate de apă, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și condiții de grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 23 de grade. Izolat va fi ceață. Mâine vremea va fi în general instabilă. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină la munte, precum și în vest și centru și local în restul teritoriului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe locuri de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 22 și 35 de grade. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.